mult, Zizi! Alături de noi, Crina Colibani este în această dimineață. Bună dimineața, Crina, bine ai revenit. Bună dimineața. Discutăm despre un subiect pe care foarte multe gravidețe, dar și proaspete mămici îl simt și îl resimt la nivel hormonal. Vorbim despre depresia postpartum sau, în termeni mai populari sau mai cunoscuți pentru noi, depresia postnatală. Crina, cum îți dai seama că ești în depresie postpartum? Ce simți, de fapt? Mulțumesc mult pentru invitația asta. Acum câteva zile am pus pe Instagram subiectul acesta. Am scris un articol despre depresia postpartum și am primit atât de multe mesaje. De mi s-a părut că suntem o țară de femei, nu, atenție, nu de femei în depresie, ci de femei care nu au fost sprijinite, care nu sunt susținute imediat după naștere și care au sentimente foarte contradictorii vis-a-vis de perioada asta, despre care, cel puțin în filme, pare așa cea mai frumoasă perioadă din viață, respectiv asta de imediat după ce ai născut. Ce înseamnă să fii în depresie postpartum? Cum își dă seama o femeie că s-ar putea să fie atinsă de aceste, hai să nu zicem, această afecțiune, hai să-i spunem. În primul rând, e clar că te simți rău, te simți greu, te simți copleșită. Îți vine tot timpul să plângi, de exemplu, și mamele, imediat după ce nasc, se feresc ca de o boală de lacrimi, știi? Mama spune mereu, nu plâng că nu vreau să simtă bebelușul, că nu vreau să vadă bebelușul, nu vreau să-l afectez pe copil. Atenție, mai ales pentru mamele care alăptează. Să nu plângi este, să nu plângi după ce ai născut și dacă alăptezi este mai rău decât dacă plângi. Respectiv, toți hormonii ăștia de stres trec prin lapte în copil în loc să se ducă afară prin lacrimi. Așadar, plânsul este un mecanism eliberator, un mecanism care echilibrează mama în depresie postpartum. Așadar, dacă îți vine să plângi, fă-o cât mai des. Mă gândesc, adesea poate ați auzit voi despre ora magică. Ora magică este momentul în care, după ce naști, momentul în care ar trebui să ți se pună copilul imediat pe piept, să ți se dea în brațe. Ora magică este, așa se numește internațional și în România ai tradus așa, minutele astea de după ce ai născut sunt esențiale pentru ca mamei, pentru ca mama și copilul să facă bonding în engleză, adică să se creeze legătura asta pe care nu o simți atunci când ești în depresie postpartum. Când ești în depresie, te uiți la copilul ăla și nu simți că e al tău. Te uiți la copil și n-ai niciun sentiment de genul ce te-aș lua în brațe, mânca la mama, aolo, nu poți trăiesc fără tine din acest moment. Te uiți la copil ca la un străin, ca la un intrus. Așadar, un instrument ca să te ferești de depresia postpartum este imediat după ce naști, cere copilul, dar imediat nu înseamnă peste 3 ore. Imediat înseamnă imediat cum l-au scos din tine, indiferent prin ce, pe unde l-au scos. Cu siguranță este o problemă care chiar merită discutată și rezolvată și sunt tare curios de ce apare această depresie. Pentru că mama se uită, femeia se uită la ea după ce naște și are sentimentul că e grasă, are sentimentul că e urâtă, apare invidia față de soț, care n-are nicio modificare, nici fizică, nici de petrecerea timpului. Sau poate de față de alte femei care nu trec încă prin asta sau care au trecut prin asta și au depășit cu brio. Da, dar mai puțin, pentru că în prima parte tu nu ești din casă, adică nici n-a pus să le vezi pe celelalte femei, poate doar la televizor și nici de asta n-ai timp. Dar cea mai mare invidie ai față de soțul tău, care pleacă în fiecare zi, care are în continuare timpul lui, mai ales când soțul vine și spune vreau să ies și eu cu băieții sau am ora mea de basket sau ora mea de fotbal și tu știi că nu mai ai nimic. Adică exact cum scriam pe Facebook, simți că nu mai ești nimic din ce erai, că nu mai faci nimic din ce făceai și atunci da, se acumulează o mulțime de frustrări. Mai există un simptom despre care vreau să discut, pentru că ăla e momentul în care femeia trebuie să știe că trebuie neapărat să caute ajutor, și anume când simți să-i faci rău copilului. Se întâmplă în depresii acute, în depresii profunde, să te uiți la copil și atunci când plânge sau atunci când te trezește noaptea sau atunci când te mușcă de sân, de exemplu, sau când nu vrea să mănânce sân și te respinge, să simți efectiv cum ai vrea să-i faci rău. E, în momentul în care te uiți la copilul tău și simți că i-ai dat una sau când simți că l-ai lăsat să plângă într-o cameră și n-ai niciun stres, nicio durere că plânge în camera cealaltă și că tu nu te duci la el, ăla este sigur un moment în care să cauți ajutor. Ajutor de specialitate, adică un psihoterapeut sau măcar un prieten bun, o prietenă bună cu care să vorbești despre sentimentele care te încearcă. Ăla este semn că nu e bine ce-i cu tine. După cum spun și versuri și poezii, numai mamă să nu fie în anumite situații, până a se ajunge în acel grad al depresiei, dacă spun bine,
în care trebuie să mergi la un psihoterapeut și să ai un ajutor de specialitate, se poate ajuta mama și singură? Adică poți trece prin această vindecare până la urmă singură? Clar. Și știi, mie îmi place să mergem la doctor. Tu îmi zici, cum se poate ajuta mama singură? Și eu spun, nu, eu nu sunt de acord să mergem la doctor cu o durere și doctorul să ne dea o pastilă să nu ne mai doară, știi? Eu cred că trebuie să mergi la doctor ca doctorul să-ți explice de ce te doare și să te ajute să eviți cauza durerii. Exact despre asta vorbim acum. Nu, nu vorbim despre ce poate să facă mama să ia niște pastile, nu. Vorbim despre cum să o învățăm pe mamă despre cum apare depresia. Pentru că dacă știi cum apare, poți să te ferești de depresie și asta e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Există trei cauze cel puțin. Cauza hormonală. Intri în depresie pentru că odată ce pleacă un copil din tine, sau doi sau trei, depinde de câți ai, din momentul în care pleacă, din punct de vedere hormonal, ești o mess, zicem noi în engleză, da? Adică ești total dezechilibrată. Corpul tău tocmai pierde 3 kg de copil, 3 kg de om, 3 kg de viață. Este absolut firesc ca organismul tău să fie dat peste cap și să aibă nevoie de momente de reechilibrare. Așadar, primul lucru, să știi că te poate paște o depresie, respectiv niște sentimente neplăcute, pentru că hormonal e firesc să pierzi ce aveai 9 lunile alea de viață cu copilul. O altă cauză din care apare depresia, nutrițională, să-i spunem, metabolică, adică îți lipsesc vitamine și minerale, pe înțelesul tuturor, îți lipsești niște nutrienți, de ce? Știi, spunem, am pierdut ce n-am avut, de fapt, adică dacă până ai rămas însărcinată și pe perioada sarcinii, nu te hrănești, și atenție, nu e vorba despre nu te hrănești pentru doi, știi că se tot spune asta, acum trebuie să mănânc pentru doi, eroare. Există niște aminoacizi esențiale, există niște nutrienți care trebuie neapărat să existe și dacă ar fi să dau un exemplu de ce poți să faci în sarcină ca să te ferești de depresie și ca să ai un copil cu un creier, cu o activitate cerebrală mai bună, ar fi să iei omega-3. Deci dacă există o suplimentare în timpul sarcinii importantă, esențială, asta este omega-3, adică ulei de pește, da? Asta te poate ajuta și ulterior pentru că omega-3 este hrană pentru creier. Depresia se întâmplă în cap. Da? Bun, și încă o cauză din care apare depresia este clar emoțional. Spun mereu și voi de-aia mă și chemați mereu, să faci un copil nu te face automat părinte. Adică este musai să treci printr-o pregătire emoțională înainte să faci un copil, înainte să devii Dumnezeu. De ce? Pentru că noi toți avem niște probleme emoționale. Cine zice că nu are, ăla are cel mai mare, știi cum se zice, știi? Da, deci eu cred că este important, nu doar ca să eviți depresia postpartum, ci ca să fii pregătită să dai ochi în ochi, nas în nas, suflet în suflet, cu o bucățică de om din tine și bărbatul tău, este absolut esențial să te pregătești emoțional înainte să naști. Mai poate face ceva femeia, în afară de ce ai menționat mai devreme, pentru a evita această depresie? Mă gândesc aici cumva poate și la relația strânsă pe care o poate avea cu partenerul de viață, pentru că ai spus ceva mai devreme că ea trebuie susținută de oamenii din jurul său, înainte de a se susține singură. Da. Dacă ești în depresie, te poți ajuta tu, imediat o să discutăm cum, și te pot ajuta cei din jurul tău. Hai să vedem cine sunt cei din jurul tău. Esențial, bărbatul tău, respectiv omul cu care ai făcut acest copil. Atenție! După ce naști, avem senzația că numai noi ne pricepem, știi? Avem senzația că mama știe și cum să-l țină și cum să-l adoarmă și cum să-l pună la sân și cum să-l schimbe și cum să-i facă baie și cum orice. Și mai avem tendința să-i spunem bărbatului când îl vedem stângaci, nu e bine așa cum ai făcut tu, cum ai pus mă Pampers-ul, înțelegi? Adică suntem pregătite să-i dăm peste mână sau peste nas bărbatului cel mai rău lucru. Asta te împinge sigur în depresie, pentru că să rămâi singur, știi, bărbatul o să zică, bine soră, te descurci tu, la revedere, ai cam ieșit cu băieții, știi? Cel mai bine ce poți să faci pentru tine este să îl tratezi pe soțul tău ca pe un egal, ori știți amândoi, ori nu știe niciunul. Adică dacă ai fost singură în perioada sarcinii, singura care te-ai pregătit pentru să faci un copil, îmi pare rău pentru tine.
pentru cele care încă nu sunt însărcinată, amândoi trebuie să mergeți la cursuri de pregătit pentru... Cred că se mai întâmplă un lucru. Nefiind mamă, bănuiesc și am văzut în jurul meu, când ai nașterea unui copil, simți că acel copil este doar al tău. Este o legătură cumva greu de descris în cuvinte. Poate din această cauză femeia simte nevoia să-l taxeze pe partenerul său de viață și să nu-l lase să se atingă de copil, cu toate că acest lucru merge către o depresie sigură? Da, asta zic. Tendința naturală este și în savană, și în junglă, unde vrei tu, mama să dă cu copilul. Își protejează, da? Puiul. Desigur. Deci și noi ne purtăm ca mamiferele. Nu o să vezi niciodată un cimpanzeu, o cimpanzeiță cu cimpanzeu crescând un pui de cimpanzeu, ci o să vezi mama cu maimuța după ea. Deci e firesc să simți așa, numai că noi suntem evoluați, avem un creier mai mare decât oricărui alt mamifer, mai puțin elefantul, dar funcțional este cel mai dezvoltat creier de pe planetă. Și atunci, esențial, vă rog, implicați-l pe bărbat din ziua zero și țineți-o tot așa în fiecare zi. Dați-i putere bărbatului, pentru că atunci o să capeți și tu, mama, liniște, putere, siguranță, viață. Și noi, bărbații, ce putem face orice, într-o serios, situație de genul? Deci cred că e unul din, hai să nu exagerez, 50 de bărbați. Unul din 50 de bărbați, eu merg la familie acasă, mai ales când e vorba despre alăptare, și cred că unul din 50 de bărbați este implicat real în poveste. În rest, bărbatul este doar provider, știi? Tu crești copilul, eu aduc banii. Am întâlnit totuși și bărbați, că m-a întrebat Mircea, dar ce face exact un bărbat? Doamne, face tot, adică inclusiv îi pune perna la spate mamei când alăptează, înțelegi? Îi aduce o bomboană, o mângâie pe păr, îi vorbește frumos, stă cu ea acolo în cameră, știi? Astea sunt gesturi mici, dar care pentru ea înseamnă foarte mult, versus am fost la o familie recent, fetița avea 6 zile de viață și de când am intrat, soțul era cu băieții în cu niște domni în sufragerie, se jucau pe PlayStation, știi? Și mama îmi zice, știi, de când am venit de la maternitate, omul ăsta se joacă pe PlayStation. Înțelegi? Asta înseamnă început de depresie și dacă ești echilibrată... Aici cred că intervine cumva și sarcina femeii de a-l determina pe bărbatul sau pe partenerul ei să se implice în treburile astea de care vorbim. Trebuie să-i traseze un caiet de sarcini, să-i traseze clar niște sarcini pe care, sau la care și el ar trebui să participe, sau să aibă o discuție normală în care el ar trebui să conștientizeze că este părinte deopotrivă cu ea? Da, nu, important... Tu, femeie, nu te aștepta ca el să știe, nu te aștepta ca el să simtă, să înțeleagă fără să-i transmiți. Nu te aștepta la asta. Și invers, adică nici bărbatul n-ar trebui să se aștepte ca femeia să simtă că are și el nevoie de mângâiere sau că are și el nevoie de atenție. Nu, de asta trebuie să vorbim în cuplu, ca să știe fiecare la ce să se aștepte. Ce poate să facă bărbatul, apropo de caiet de sarcini? Să-i facă mâncare. Sau să-i aducă mâncare dacă nu știe să gătească. Mulțumim lui Dumnezeu, am ajuns într-o perioadă, într-un secol în care poți să-ți cumperi ce mâncare vrei, de unde vrei, în orice moment al zilei sau al nopții. Mama, imediat după ce naște, are nevoie de mâncăruri calde, are nevoie neapărat de mâncăruri antiinflamatoare. Ce înseamnă mâncare antiinflamatoare? De exemplu, fructe de pădure, turmeric, unt de cocos, semințe de chia, semințe de cânepă, astea toate sunt alimente care scad inflamația. Știi că se zice și metaforic, ce ai, dragă, te-ai inflamat, știi? Da, da. Deci astea, există alimente care scad inflamația și fizică și emoțională. Deci, să o ajute cu niște mâncare. Ce mai poate să facă bărbatul sau oricine altcineva? Puțină curățenie, pentru că, știi, ordine, nu ne trebuie să spălăm geamurile sau să spălăm pe jos, dar puțină ordine, pentru că haosul în casă te apasă și mai tare, corect? Ce ar mai putea să mai facă cei din jurul mamei? Neapărat să discuți despre să-ți iei o bonă înainte să naști. Pentru că pe noi ne apucă treaba asta cu bona după ce am născut și ne dăm seama că suntem copleșite. Și atenție, am zis o bonă, nu părinții. Pentru că în momentul în care apar părinții, vine mama mea sau vine mama lui ca să ne ajute, se poate adânci depresia. Dacă femeia care a născut nu este într-o relație bună cu mama ei, să vină mama ei, îi pune capac. Dacă vine soacra ei, care este evaluată, știi, ea vine cu evaluarea, ea spune cum să face, cum nu să face, o iei personal și te adâncești în depresie. O bonă, știi, noi spunem despre bonă, am angajat o doamnă să facă niște chestii concrete, nu să stăm la povești, nu să-mi spună ce e bine, ce e rău.
Deci vă rog, luați în calcul împreună cu soțul să găsiți o bonă înainte să nașteți. Este, știi ce diferență face? Să ai un om care să te ajute fără să comenteze. Am înțeles. Crina, uite, sunt unele femei, am văzut clar și persoane publice de altfel, care consideră că nu li se potrivesc acest rol de mamă și nu își doresc să facă un copil. Este greșit să se ghideze după societate și să urmeze cumva lanțul normal al lucrurilor? Mulțumesc pentru întrebarea asta. Aud adesea femei care spun am o vârstă, trebuie să fac și eu un copil că am o vârstă. Nu, vârsta nu este un indicator că trebuie să faci un copil. Însă, o să spun ceva, Mircea, care probabil o să te marcheze, dar femeia pe pământ e lăsată ca să facă un copil, pe bune. De asta e, înțelegi? Da. Femeia trebuie să facă un copil. Asta e cățeaua, vaca, femininul de pe planeta asta. A fost inventat ca să, ca să supraviețuiască specia, ca să continue specia. Așadar, fiziologic, noi suntem lăsate să procreăm. E clar. Și din asta tragem concluzia că așa ne echilibrăm, așa ne împlinim ca om, ca făptură, ca ființă, din naștere. E, cum se explică atunci că există femei care nu simt asta? Dacă e așa... Așa ne vine, natural. Important ca în momentul în care îți dai seama că nu simți să faci un copil, e foarte important să mergi la psiholog. Crede-mă. Pentru că, știi, o să mă întreb, dar ce e ceva? Nu e, e ceva în neregulă cu femeia care nu vrea să facă un copil? Din păcate, da. Și atenție, eu nu zic să nu meargă, eu nu zic să mergeți la psiholog ca să faceți un copil, ci ca să cauți înăuntrul tău ce nu e în regulă. De aif. Pentru că de obicei este o frică. Cine nu vrea să facă un copil are o frică mare. Că ce? Că se îngrașă. Că uite, la alăptare am femei care spun o să mi se strice sânii, o să mi se lase sânii. Am femei care cred că o să le părăsească bărbatul. Deci de obicei de frica cine... schimbărilor care survin în viața femeii odată cu apariția copilului. Și atunci eu te rog să mergi la un psiholog nu ca să faci un copil, ci ca să fii mai bine cu tine. Pentru că dacă nu vrei să faci un copil, e clar că ai o valiză de frici, de frustrări, de lucruri nerezolvate pe care de ce să le car după tine. Cred că este absolut minunat să faci cel puțin un copil. Crina, îți mulțumim tare mult pentru prezență și cred că te găsim peste tot, nu? Mă găsiți peste tot și pentru că sunt sărbătorile, aș vrea să las un mesaj că am venit special astăzi la voi ca să nu le las pe mamele care mi-au scris că au trecut prin momente grele fără niciun răspuns. Vă spun mereu că să faci un copil te face Dumnezeu, știi? Numai Dumnezeu a făcut oameni. Dumnezeu și noi mai facem oameni. Așadar, să faci un copil te face Dumnezeu și să fii Dumnezeu e tare greu. Dacă ar fi ușor, am fi toți Dumnezeu. Așadar, e greu, dar este cel mai frumos cadou pe care l-a lăsat natura pentru noi. Să putem să ducem viața mai departe. Sărbători cu bine! Cred că un mesaj mai emoționant și mai plin de înțeles decât cel oferit de tine într-o sâmbătă atât de specială nu putea să fie. Îți mulțumim încă o dată pentru prezentă și te așteptăm cu mare drag și data viitoare. Crina Coliban a fost alături de noi.